Bun găsit, stimați telespectatori, și la mulți ani tuturor celor care se uită la noi în acest moment. Suntem din nou în studioul Capital TV, televiziunea pe bune. Iată prima emisiune, Fotoliul cu ghimpi din anul 2021. O facem așa, mai interesantă, nu că celelalte n-ar fi fost, zic eu. Astăzi avem ca invitat un domn, un cetățean al municipiului Deva, un activist civic, se numește Alin Amititeloae. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, la mulți ani. Mulțumesc pentru invitație. Este prima oară când stați în studioul nostru, o să vă rog să vă uitați înspre mine și nu înspre monitor. Da, e premieră. V-am invitat pentru că nu pot să spun că v-am urmărit activitatea, că nu v-am urmărit activitatea, dar am văzut de foarte multe ori anumite afirmații, anumite lucruri pe care dumneavoastră le-ați lansat în spațiu public sub formă de nemulțumire, mirare sau de ce nu tragerea unui semnal de alarmă, cel puțin din punctul dumneavoastră. Dacă greșesc cu ceva, o să vă rog să mă corectați. Nu, așa e. E vorba de lor de poziție. Dumneavoastră ați candidat și la funcția de primar al municipiului Deva la alegerile din 2020, din postura de independent, parcă. Corect, da. N-a fost să fie. Nu. Dar asta nu v-a împiedicat să continuați activitatea noastră civică, ca să spun așa. De multe ori, atunci când postați în spațiu public, postările noastre arată ca un atac. Sau mulți le simt ca un atac. Chiar primarul municipiului Deva, la un moment dat, în chestiunea asta online, spunea că sunt câțiva activiști care au treabă tot timpul cu domnia sa și că pe cine crede lumea? Pe el sau pe activiștii respectivi? Vă aduceți aminte, cred, că povestea asta. Eu m-am amuzat foarte tare când am auzit lucrul ăsta. Și atunci, domnule Amititeloae, sunt destul de multe semnale de alarmă pe care dumneavoastră le-ați tras din punctul dumneavoastră de vedere și m-am gândit că dacă tot o faceți în spațiu public, să o faceți și în spațiu audiovizual, ca să spun așa, pentru că postul nostru de televiziune este destul de urmărit. Noi suntem și în disgrațiile primăriei municipiului Deva, pentru că n-am periat suficient de bine, sau mai deloc. Și atunci, vă rog, ce vă nemulțumește? Ce vă face să trageți aceste semnale de alarmă? Aș vrea, în primul rând, să precizez un lucru. Candidatura mea la funcția de primar al municipiului Deva n-a avut nicio legătură cu o anumită țintă personală, ca să zic așa. Faptul că eu am activat, sau poate e prea pretențios spus am activat, am avut lor de poziție și înainte de campanie și după campanie, dar n-am avut absolut nicio lor de poziție. Am încercat pe cât de mult am putut să fiu neutru față de toți competitorii pe durata campaniei electorale. Cumva ar trebui să demonstreze faptul că n-a fost o țintă personală, n-a fost o acțiune făcută în scopul de a fi gică contra în acea campanie, ci doar pentru că am încercat să ajung în punctul în care să pot să schimb ceva pentru Deva. Lorile mele de poziție, care au deja vechime, nu sunt acum actuale, pentru că foarte mulți spun, ești un frustrat, ai pierdut de aia, ataci acum. Nu. Asta cu frustratul eu nu prea o înțeleg și vă spun de ce. Hai să fim serioși, am auzit-o de multe ori, am văzut-o și în comentarii, am văzut indivizi care își spun unii altora, ești frustrat. Domnul amizitorul, ăștia care vă fac frustrat au calitate de psiholog, de ceva de genul ăsta, adică e foarte ușor să arunci un cuvânt de genul ăsta, dar mă gândesc că ți-ar trebui și o calificare de specialitate ca să observi frustrările, să le pui o, nu? Vedeți, aici se leagă perfect ce spuneți de această calificare pe care ar trebui să aibă cineva care face niște afirmații. Eu n-am exces niciodată dincolo de calificarea mea.
întâmplător sau poate tocmai din cauza asta, mi-e mult mai ușor decât altora să observ lucrurile care nu sunt în regulă în ceea ce înseamnă administrația locală în relația directă cu investițiile, cu lucrările de investiții publice. Nu m-am referit niciodată la altfel de sectoare al administrației publice locale, ci doar strict la cele de investiții publice. Dar ce calificare aveți dumneavoastră? Eu sunt inginer constructor de profesie. Am înțeles. Fiind constructor și lucrând într-o piață concurențială de aproape 25 de ani, pe de o parte cunosc ce înseamnă calitatea unei lucrări de construcții, pe de altă parte cunosc ce înseamnă relația corectă preț-calitate. Și atunci cred că sunt suficient de calificat să pot emite niște opinii. Pentru că n-am pretins niciodată că sunt mai mult decât niște opinii și întotdeauna au fost fundamentate de realitate. Pentru că n-am inventat, doar am preluat niște informații care teoretic sunt publice, dar care sunt foarte puțin cunoscute publicului larg. Credeți? Da. Eu nu mă pot... Încă n-am intrat în subiect așa cum trebuie. Suntem abia în preambul, ca să spun așa. Dar credeți că pe deveni îi interesează ceea ce spuneți dumneavoastră și nu numai că îi interesează. Credeți că le pasă? Sincer? Sincer. Da. Și vă spun asta după reacțiile pe care le-am primit de la cetățeni. E o lipsă de informare crasă a populației în toate domeniile, nu doar în direcția asta. Lumea nu a fost informată, că are dreptul să știe. Păi, și informatele pe domnul primar l-am văzut la tot felul de emisiuni. Lăsați, vorbim de informare. Să transmită pasiune, să transmită emoție, să eu când vorbeam de transparentizare, mă referam cu totul altceva, nu doar la spune cât de grozavi suntem sau nu, transparentizare înseamnă cu totul altceva. Eu nu prea am văzut nimic grozav până acum. E punctul dumneavoastră de vedere. Nu... E punctul meu de dumneavoastră, ați văzut ceva grozav până acum, sincer? Dacă aș spune că nu, că aș fi așa acuzat că am ceva cu cineva. Am semnat contract de nu știu câte milioane da, de euro. Da, și contractele încă nu sunt materializate în ceea ce ne interesează direct pe noi, adică faza de implementare, pentru că degeaba povestim despre milioane de euro semnate sau atrase dacă ele nu se regăsesc în viața reală, în așa fel încât să producă efecte asupra calității vieții noastre. În momentul ăsta suntem doar la capitolul hai să mai vopsim o bordură pe undeva sau să-i facem niște investiții, dar le ținem închise pentru public. Ăsta e un aspect, un capitol pe care eu efectiv chiar nu-l înțeleg. Ne lăudăm cu investiții, dar ele sunt oprit accesul cetățenului la respectivele investiții. De exemplu? Exemplu, avem acel WC-ul public, sau cum se spune, toaletă publică de lângă Ulpia, de exemplu. Da, s-a reamenajat, s-a modernizat, s-au băgat bani de o garsonieră în ea și stă închisă. De nu ce? E... Păi nu știu. Nu mai spune nimeni nimic despre respectiva... Nu știu. E în administrarea primăriei? Sau da. Cum? Păi ei au investit, ea lor... Deocamdată nu administrează nimeni. Să ia leuțul sau... Avem celebra parcare de lângă Palatul Administrativ, care a durat... Dacă costă toaleta aia publică, stați așa, nu treceți așa ușor. Aveți idee? Dacă bine țin minte, 26.000 de euro, dar nu sunt... 26.000 de euro, ce? Mode reamenajarea ei. Dar nu sunt foarte convins ce în pus robinez, da, cifre. Sau ce păi nu știu ce au pus acolo. Ne-am și întrebat atunci, la momentul în care am aflat cifrele și chiar se făceau niște comparații că au la bani. Au pus muzică la pisoare? Practic sunt câteva cabine și s-au pus niște faianțe să vorbi pereții și cam aia e. Dar trecând dincolo de valoare, faptul că s-au investit niște bani publici acolo și toaleta stă închisă, e o problemă. E în conservare, domnule. Da, pentru că probabil se va pune în funcțiune la următoarea campanie electorală, că altfel nu-mi dau seama, să nu se strice până atunci. Avem celebra parcare de lângă Palatul Administrativ, care a durat ca și execuție enorm de mult, da. Adică ireal, ca să faci o amenajare de 1000 de metri pătrați în atâtea luni de zile, adică doar dacă ai făcut teren, un om... Să pui niște pietre sau cum se face și să-l... Trebuia și asfaltată? Da, a fost și asfaltată. Așa, asfaltată, bordurată. Da, băi, și... borduri și asfalt și niște marcaje care sunt mai ciudate, dar... Aveți fotografii cu marcajele? Nu, de la parcare nu. Marcajele alea le-am remarcat și eu. Îmi pare rău că nu avem să arătăm acum oamenilor, dar dacă căutați pe Facebook parcarea e plin, de la e plin, da. Palatul Administrativ din Deva, Palatul și Administrativ... Chiar și azi am trecut pe acolo și e blocată, e goală,
se parchează în fața intrării, deci nu găsesc, marcajele sunt de rolul respectivei, adică investiții, dacă nu e deschisă publicului. Au marcat parcări pe colț. Da, e, probabil că s-a citit planul invers, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat când s-a simulat marcajul acolo. Am avut în campanie electorală cu mare tamtam o predare de chei către beneficiarii locuințelor asta sociale. Asta e foarte tare, asta o știu și eu. Dar deși au trecut... Beneficiari de locuințe sociale sau beneficiarii de la ANL? Ca să ne înțelegem. Păi locuințe sociale, pentru că ANL nu s-a mai construit undeva după ce s-au construit acum. Așa ziceți ce știți dumneavoastră, să vedem dacă e cel lucru cu cel pe care îl știu. Oamenii eu încă n-au putut intra. Da, am auzit povestea asta. Adică le-a dat cheile și da, le-a luat înapoi. Da, pentru că blocurile nu sunt branșate la utilități. Sau cel puțin n-au luat nicio informație. Cheile sau asta cheile nu știu dacă l-au luat cheile, doar că știu că sunt o grămadă de reacții de nemulțumire din cauza asta, că oamenii practic tot fără locuințe. Deci înainte de alegeri, primăria deva a organizat o... Da, în campanie electorală, cu mare fast, cu televiziuni, cu presa... Noi n-am fost. Parteneră sau prietenă, ca să zic așa, s-a făcut acea predare de chei, din nou s-a bifat o realizare a administrației, dar inutilizabilă deocamdată. Deci din septembrie și până acum, da. Ia cheița... Păi important a fost să fie surprins. Ți-am dat apartamentul, ți-am dat locuința, momentul. Uite ce tare am fost noi, am finalizat și această investiție, da. Pe care de fapt nu am finalizat-o, că nu există branșamentele. Exact. Băi, nene. Exact. Dar așa funcționează, se pare, lucrurile, ce să zic, e păcat, pentru că și așa se fac lucruri puține în direcția reală a necesităților orașului și respectivele lucrări sunt neduse până la capăt, adică nu sunt puse să satisfacă scopul pentru care au fost create. Tema emisiunii este banii dăvenilor încotro. Încotro. Nu știu. Nu știu încotro să duc și nici nu pot să fac afirmații în sensul ăsta. Dar ce vă nemulțumește pe noastră în cheltuirea banului public? Ca să înțeleg, punctual, hai să începem să discutăm. Pe de o parte, sunt două direcții care mă deranjează. Pe de o parte sunt cheltuieli care nu și-au sensul, care nu aduc plus valoare la nivelul bugetelor care le sunt alocate. Și pe de altă parte sunt cheltuieli care par... Cu dedicație? Ireale, ca să zic așa. Cu costuri, ireale care, sau cu dedicație? Costuri care nu-și găsesc justificare și dacă aprofundăm putem spune, deși e doar o opinie, că par a fi cu dedicație. Pa. În special o recompensare a celor care l-au susținut pe primar în campania electorală. Bun, dar recompensarea trebuie să vină din buzunarul propriu, nu din buzunarul cetățenilor. Acum, dacă oamenii prestează pentru comunitate, e logic să fie plătiți din banii comunității, nu? Nu. Păi, trăim în România. Nu este logic. Trăim în România. Bun. Despre ce? Am văzut că v-ați pregătit acolo câteva lucruri. Da, am pregătit câteva lucruri. Ne-ați rugat, ca în timpul emisiunii, să dăm din regie și câteva imagini ca să... Da, sunt argumentele pe care le-am folosit și în postările mele. Ca să mele. Existe argument. Da. Ce aș vrea să... Înainte, pentru că am spus de... Pe prima direcție sunt cheltuieli care nu și-au rostul. Practic, eu am început să mă opun public unor proiecte, pentru că nu toate sunt în direcția asta, dar prima mea ieșire publică a fost împotriva acelei parcări smart care urmea să construiască pe Carpați, lângă policlinica veche, pentru care erau alocați o grămadă de bani și se câștigau vreo 30 de locuri de parcare în bania, la 1 milion și nu mai știu cât de mii de euro. Deci erau... de euro? Da. Era din fonduri proprii sau pe fonduri europene? Din fonduri proprii, respectiv din împrumuturi, pentru că Deva nu mai are fonduri proprii. Faptul că cum, nu se... Cum adică? Stați că nu înțeleg. Păi Deva are un buget de investiții foarte, foarte mic, pentru că cheltuielile de funcționare sunt foarte mari. Și atunci nu rămân bani de investiții, e cei care sunt... Păi și dacă împrumută, de unde dau banii? Nu știu. Generațiile viitoare. Nu e problema generației de acum. Administrațiile viitoare, cetățenii viitori, copiii, nepoții vor plăti împrumuturile care se duc pentru
lucrări care, da, o să povestim despre ele, dacă nici măcar care nu or să dureze lucrările, nu cât știu dacă e durata care de restituire a îndatorarea primăriei. Nu mai știu cât e acum, la un moment dat era undeva în jur de 17-20%, pe urmă spunea că îl duce la 30%, nu știu. Dar nu există o limită. Nu știu să vă spun. Eu cred că există o limită. Există o limită. Știu că asta era și motivul pentru care s-au accesat acea linie de finanțare de 50 de milioane de lei, că eram departe de limita de îndatorare și DEVA stătea, ci că foarte bine n-avea datorii. Și atunci hai să luăm niște bani împrumut și să ne jucăm cu ei. Da. Bun, și cum s-au jucat? Acea parcare de care vă spuneam, da, care era la un preț exorbitant, până la urmă nu s-a mai executat. Nu știu dacă nu cumva va fi reluată ideea ei pe următorul mandat. Am avut intenția de achiziție a ruinei de Astoria, care iarăși a apărut în presă, sau mă rog, niște afirmații administrației despre un cost care s-a dovedit a fi mult mai mare decât raportul de evaluare financiară. Până la urmă, pe motivul că nu s-au înțeles negociatorii, s-a renunțat și la acea achiziție. Deci cumva faptul că sunt puse în atenția publică astfel de situații au efecte pozitive, pentru că mă spuneați de la început că devenilor nu le pasă. Devenii nu au știut și nu au știut că au dreptul să știe. Cred că asta e cel mai important. E, chiar credeți? Da. Da. Cum să nu știi că ai dreptul să știi? Simplu, pentru că au fost educați în principiu... E totuși DEVA, e municipiul de județ. Da, ascultați-mă, au fost educați în principiu că el e șeful. Primarul e șeful, indiferent cine e primarul. Nu e domnul primar, șeful, primar, și stați puțin. Și el știe ce are de făcut. Două secunde. Te rog, dacă se poate să mă văd și eu. Primarul nu e șeful. Eu am mai spus asta întotdeauna. Domnule, ăsta care se crede stăpân, ca să dau un sinonim al șefului. Deci primarul care se crede stăpân se înșeală teribil, domnule. Domnule, dacă ești primar, nu ești stăpân, ești slugă. Să-ți intre bine în cap. Ești luga comunității, ca să ți-o spun pășleau. Că de-aia ai vrut să fii primar. Bună, termenul de slugă este un pic dur. Eu aș spune angajat. Nu, vis-a-vis de stăpân. Nu. Și eu. Vis-a-vis de stăpân și slugă. Nu ești niciun stăpân. Corect. Da? Ești angajatul comunității. Eu doar vă repet ceea că ce am... Că și sluga, până la urmă, e plătită. Ceea ce am... surprins eu ca și reacție. Lumea inițial a fost foarte surprinsă și cei care în continuare mă atacă pentru faptul că am acest astfel de activitate, îmi spun, băi, de ce nu-l lași în pace? Pentru că știe el ce are de făcut, el e cel care hotărăște, el e cel care... Nu e așa și asta, practic, asta încerc eu să le explic devenilor. Dar nu poți să lasă în pace 4 ani de zile să faci toate tâmpenile din lumea posibilă? Lumea a fost surprinsă când am spus prima dată, când am fost în Consiliul Local și am adresat o întrebare simplă. Cum poate administrația locală să decidă de capul ei să preia un colos ca Mintia în patrimoniul orașului? Pentru că e o decizie care afectează generații de acum încolo și nu doar gata, o luăm. Acolo trebuia să fim întrebați și noi, pentru că noi practic suntem proprietarii orașului, nu administrația. Administrația e ceea ce, cum se și spune, administrează bunurile noastre. Da, noastră, dar vedeți că spuneați mai înainte că devenii știu, dar nu știu și lucruri de genul ăsta. Au început să afle. Oamenii obișnuiți nu-și imaginează ce costuri ar fi pentru primăria DEVA să preia în administrare. Deci cheltuielile de funcționare, de personal, de aprovizionare, de toate alea, eu nu știu dacă ar putea să le ducă. Păi vedeți, aici e vorba de ceea ce înseamnă transparență. Pentru că în momentul în care inițiezi o astfel de acțiune, tu ar fi trebuit să pui pe masa cetățenilor un pachet informativ. Oameni buni, asta e cu plus, asta e cu minus, ce facem? Ce spuneți să facem? Așa ar fi trebuit să se procedeze în cazul unei astfel de inițiative, pentru că, repet, nu vorbim că cumpărăm o mașină la primărie, ci luăm ceva care poate valorează mai mult decât orașul în sine. Bun, acum asta e dusă, actualitate, nu mai prea decât poate Consiliul Județean. Și de acolo încolo, practic, am început să mă uit mai atent prin SICAP, să vedem ceea ce ar fi trebuit să fie afișat în mod real pe site-ul primăriei, dacă vorbim despre transparență,
am început să mă uit în SICAP și am observat o grămadă de achiziții, parte din ele finalizate, parte din ele anulate după ce întâmplător au fost făcute publice. Și de acolo a început toată povestea asta, cum că eu am ceva cu primarul, eu am ceva cu administrația, ultima publice, mi-aduc aminte și eu că am discutat-o la un moment dat într-o emisiune cu domnul Cleș și cu domnul Mara, parcă. Da, da. Dar n-am apucat să discutăm cam tot ce era și atunci din ce am văzut, eu ați văzut cu, ați venit cu lucruri noi. Da, atunci s-a făcut mare agitație pe tema celor trei pagini media pentru care se pregătiseră o grămadă de bani și care achiziție care în urma dezvăluirilor în spațiu public au fost anulate. Deci s-a motivat că a fost o greșeală, că în fine, dacă nu... Mă înțeleg, erare humană este, greșii omenește, dar... Dacă nu apăreau public, treceau. Dacă nu apăreau public, treceau. Și Deva era bună de plată și plătea 40.000 de euro, nu știu pentru ce nume. Și începând de aici sunt mai multe, sunt care par, așa cum am spus la început, pentru că există niște legături evidente între acțiuni electorale extrem de evidente în perioada campaniei și pe urma achiziții de către companii legate de persoanele care au făcut respectivele acțiuni sau desfășurate respectivele acțiuni electorale și tot felul de achiziții care sunt stridente din punctul de vedere al prețului. Vă spuneam vis-a-vis de recompensele pentru achiziția electorală, avem prima captură de pe SICAP, Fotoamintiri, e firma care a adjudecat un contract de 30.000 de lei pentru servicii de fotografiere și susținere virtuală, promovare virtuală. Sunt servicii foarte greu cuantificabile. Deci sursa este SICAP. Da. Deci Fotoamintiri, vedeți despre ce e vorba. Serviciu achiziționat, eu, așa cum am spus, un serviciu greu cuantificabil și măsurabil. E o singură captură pe ăsta? Pe subiectul ăsta? Nu știu, în fișierul respectiv s-ar putea să fie... Să fie mai multe, deci sunt pe fișiere. Nu știu ce ați dat în regie. Da, e ceea ce am postat și eu pe... Cred că mai e ceva. E ceea ce apare și pe pagina mea. Sunt... Da, mai e. Sunt capturi din SICAP, dovezi irefutabilă, ca să spun așa, pentru că nu e nimic inventat. Ce ar fi trebuit să facă pentru banii ăștia? Nu știu. Aia vă spun, e ceva... Păi e ceva descriere acolo. Dar e greu măsurabil, pentru că, așa cum se vede acolo, servicii de producție, filme de informare și promovare tip virtual, poate să fie un clip de 30 de secunde sau poate să fie 50 de clipuri de 5 minute. Eu n-am văzut până acum niciun filmuleț de genul ăsta. Păi, ați văzut vreunul? Nu. Și achiziția e făcută când? În luna... Scria în primul... Înainte de alegeri sau după alegeri? După alegeri. După alegeri, pentru că pe urmă, dacă mergem și ne uităm la pagina care era extrem de prezentă, o pagină de Facebook extrem de prezentă în spațiu online cu activitate de susținere și campanie electorală, se leagă lucrurile. Pagina Almideco apare ca și a fi în legătură directă cu acest Fotoamintiri SRL. Adică, cumva... E evident că vorbim de o recompensă. Nu știu și dacă... Și astea sunt... Da, nu. E chiar, nu putem... Deci nu e nimic, ca să ne înțelegem, nu e nimic ilegal. Da. Oricine vine și controlează, orice organ știți care are povestea? Competențe în sensul ăsta, nu se poate să spună niciodată, băi, e ilegal. Nu, e perfect legal. Nu am uitit ăla. Există o vorbă românească. Nu-i prost cine cere. Corect. Și ăsta e motivul pentru care eu derulez aceste acțiuni. Nu spun, n-am spus nicăieri că, băi, nu e ok din punct de vedere legal, pentru că nu pot să oamenii funcționează sub niște SRL-uri, scopul lor e de a produce profit, dar eu vorbesc de cel care plătește aici. Aici e o problemă. Adică pentru ce? Sunt de acord că scopul unei activități comerciale de a produce profit, pentru că altfel n-ar exista respectiva companie, indiferent ce formă de organizare are. Dar ce e ciudat e că ok, achiziționăm servicii de fotografiere și promovare virtuală, dar
De ce nu alții? De ce nu lăsăm 3 zile, 5 zile să ajungă informația la mai multă lume? De ce achiziția se face instantaneu, de parcă cineva direct, știa că urmează să iasă acea achiziție? Și cam ăsta e principiul tuturor achizițiilor care au așa un aer puțin de mucegai, un is de mucegai, ca să zic așa. Achizițiile se fac imediat. Adică nu spui, băi, azi am lansat anunțul și achiziția se face mâine după masă. Nu, achiziția se face la interval de 20, 30 de minute, 50 de minute. În mod normal nici adică n-ai avea timp. E urcată pe SICAP de către prestator. Exact. Da? Și la 20 de minute apare oferta și în alte câteva minute apare să și confirmă achiziția. Adică în mod normal tu ar trebui, nu știu, ori să ai un supercomputer care să poată să-ți evalueze rapid să știi despre adică ce adică prestatorul ăla n-are oferta asta lăsată acolo pe SICAP tot timpul să fie veche, să zică, bă, nene, eu asta fac ca și societate comercială, uite, asta fac la banii ăștia și am pus-o în 1 ianuarie 2020 și a fost luată în 27 septembrie 2020. Ar fi imposibil să poți să anticipezi toate necesitățile unei primării în așa fel încât tu să ai... Dar eu pun acolo... Dar de ce să fie imposibil? Dom'le, uite, eu fac, nu știu, produc 2000 de fotografii și un film virtual, că asta e obiectul meu de activitate ca societate, cu cât? 30.000 de euro. Îmi urc oferta la începutul anului. Cine-i interesat de așa ceva mă poate găsi în septembrie. N-au nu funcționează așa. Funcționează, păi nu funcționează, am înțeles. Dar scriere în acel catalog, se afișează cererea de ofertă și se... Știu, dar eu cred că ar trebui să funcționeze cum spun eu. Dacă tot ar faci astfel de am trăit într-o altă realitate. Vă rog. Da, unul dintre programe de achiziții care pe mine m-a deranjat foarte, foarte mult pentru că s-au cheltuit niște bani pe care nu-i aveam și s-au produs în multe dintre situații niște efecte caragioase. Mă refer la acel iluminat arhitectural. Dacă inițial a fost ceva, să zicem, ok, pentru că într-adevăr avem câteva clădiri care au valoare arhitecturală și un iluminat de genul ăsta le sporește respectiva valoare, s-a ajuns la o exagerare teribilă, în sensul că s-au împopoțunat clădiri cu lumini. Acele clădiri puteai să le faci orice, pentru că fiind de arhitectură comunistă, n-ai cum să le mai îmbunătățești. Justificarea acum că e pentru ochiul turistului mergea până la un punct, dar tu când te-ai apucat să te duci și prin satele aparținătoare și să pui și pe clădiri care, așa cum am spus, am făcut și eu o fotografie, la un moment dat este liceu de arte. Pentru ce am plătit dacă așa ceva? Dacă regia. Da, e... Asta? Așa arată un iluminat arhitectural pe liceu de arte. Pentru ce? Și cât a costat asta? Nu mai știu, în total sunt 1,8 milioane de euro. Era la un moment dat, sunt vreo 30 stai și ceva de... Deci ăsta este liceu de arte din Deva? Da. Și l-a iluminat, a pus niște mulinițe pe acolo, ca să nu zic luminițe, da? Da. Dar din ce văd eu, ia fața copacul. Păi, na, în fața primăriei era un copac care a dispărut tocmai ca să vadă luminile. Bun, și ce, se duce turistul la liceu de artă noaptea să-l vadă iluminat? Se pare că asta e justificarea primăriei pentru astfel de cheltuială. Repet, unde este situată? Pe lângă... Pe zona centrală, asta, adică, sau... Păi nu, liceu de arte acolo, pe zona Liliacului, intri pe lângă Hotel Deva și... A, deci lângă turistul aia, direct acolo se va face, domnule. Deci principalul lucru pe care îl face turistul în Deva este să întrebe, domnule, unde e liceu de arte? Că am auzit că e iluminat arhitectural. Mă duc să-l văd noaptea, că e o nebunie. La fel ca, e ca turnul Eiffel din Paris. La fel ca bisericile din Archia, Bârcea Mică, Unitatea Militară și așa mai departe. Și pe alea l-a iluminat. Da. Deci, repet, sunt peste 30 de obiective mă pe care s-a instalat înțeleg, cred că vrea să pună astfel de iluminat arhitectural, vorbind de peste 1,8 milioane de euro cheltuiți pentru astfel de operațiuni. Și n-ar fi fost nicio problemă dacă banii ar fi fost în exces în bugetul DEVEI. Și păi nu mai știm ce să facem cu ei. Ce faci? Uite, facem asta. Dar ca să iei împrumut bani... Nu știi ce să faci cu 2 milioane de euro. Cum să nu știi? Ca să iei împrumut banii ăștia și să investești... Deci ăștia bani împrumutați? Da.
să iei niște, să execuți niște lucrări care nu au durată de viață cât are durată rambursarea creditului, mi se pare cumva absurd. Băi, dacă chiar avem banii ăștia, hai mă, ne plângem că nu avem terenuri de investiții. Hai să cumpărăm terenuri. Sau hai să facem altceva. Dar nu, eu nu mă asta. Altceva, că mă gândesc că dacă ați candidat la primărie, na, ar trebui să știți un pic și dumneavoastră lucrurile astea. Sau poate aveți măcar idee, că eu nu-mi dau seama cum e. Dom'le, asta cu iluminatul arhitectural al bisericilor, nu zic neapărat că e un lucru rău, că am văzut și comentarii, vai, ce frumos, suntem pe spate cu iluminatul bisericilor. Dar cum poți investi să iluminezi arhitectural o clădire care nu e a ta? Nu știu. Deci bisericile sunt ale... Asta era una dintre întrebări. Nu sunt nici, adică, nu știu, sunt pe domeniu, nu, nici nu cred că sunt pe domeniul public. Cred că și terenul de sub ele e al, cum se numește, al bisericii ortodoxe sau al cui o fi. Deci alea nu sunt proprietatea administrației publice locale. A, că corect, poți da bani la culte sau nu știu unde, aia e partea a doua, dar nu cred că poți să dai 2 milioane de euro. Era o întrebare la care nu am aflat răspuns. Deci, cum nu, se pot investi acești bani? E ca și bani? Când exact. Eu mă duc, dumneavoastră sunteți vecinul meu sau așa, și eu am chef să mă duc să-i pun în molinițe pe casa lui Anitita Tăloaie. Asta și erau printre reacțiile care au fost atunci la postările mele. Dom'le, dar și eu vreau să-mi împodobesc casa de Crăciun, vine primarul să-mi pună becuri pe casă. Că e același lucru până la urmă. S-ar putea ca unii să aibă casă chiar mai legal, reușită arhitectural. Adică există, nu știu, un temei, aș fi tare curios, care e temeiul legal? Da, probabil că undeva cândva o să întrebe cineva, respectiv curte de conturi sau mă știu eu cine, o să întrebe cum s-au cheltuit acești bani. Poate peste câțiva ani vom afla că există un raport în care se scrie că trebuie restituiți. Habar n-am, nu știu. Asta o să vedem. Deocamdată nu știm nimic. Asta e trist, că apropo, nu știm nimic. Apropo de curtea de conturi, eu am văzut... Tot așa, l-am văzut pe domnul primar prin alte părți, că zicea că lui nu i s-a imputat niciodată nimic de către Curtea de Conturi și așa mai departe, că toate controlele de la Curtea de Conturi pe care le-a avut nu s-au lăsat cu imputări. Eu vreau să spun că nu e așa și în sensul ăsta am un print screen pe care nu l-am dat în regie acum, că n-am știut că se va duce discuția încolo. Există o imputare a Curții de Conturi către primarul Nicolae Oancea, parcă pe baza gunoiului sau ceva de genul ăsta. Imputarea a fost făcută, mă rog, imputarea, procesul verbal al Curții de Conturi a fost undeva prin 2016-2017, ceva de genul ăsta, cred. N-am în momentul ăsta la îndemână, dar am înțeles că a fost acționat în instanță cu de curând, deci a trecut vreo 3 ani. Nu putea fi așa vechi pentru că actualul primar e doar din noiembrie 2017. Deci după, undeva după 2017. Da, și într-adevăr, acum pe final de an am văzut și eu acel raport care n-a fost niciodată publicat, a circulat eu pe surse. Da, a ajunsese și la mine. N-a fost făcut public, deși ar fi trebuit să știm ce se întâmplă, că să fie până la urmă, site-ul Curții de Conturi, până la urmă banii sunt ai noștri, nu plătește nimeni din propriul buzunar, plătim noi tot ce se întâmplă, toate amenziile și toate recuperările. Da, și vorbim acolo de un prejudiciu estimat pus în sarcina primarului și parcă era și viceprimarul. Acolo, nu, n-am intrat prea adânc. Dar suma este considerabilă, aș spune eu. Suntem curioși ce va fi, deci iată că domnul primar atunci când a spus că nu i s-a imputat nimic, există totuși un proces verbal al Curții de Conturi. Mergem mai departe. Vin după povestea asta cu iluminatul arhitectural câteva intenții de achiziții publice care au fost anulate. Adică au fost finalizate și pe urmă anulate? Sau da, cum? Da. Sau s-au anulat pe perioada de analiză. Am avut ca exemplu acele pagini multimedia despre care am discutat, care e poveste veche și care s-au anulat. Pe urmă am avut celebra discuție a luminițelor de Crăciun. O sumă considerabilă, 500.000 de lei, cu licitație câștigată de... Iată, pagina social media, pachete, astea software. Sunt, da, sunt cele trei pagini, două pagini de Facebook, una de Instagram.
care... Oamenii să dăm banii pe pagina, adică Instagram. Pentru o pagină de 1500, pe așa să mi dea mie, că eu am vreo 7000, adică ies mai bine, iasă mai bine primăria. Eu dau eu cu 5000 de euro, da. Am 20 și ceva ia de mii, dacă vezi, vrea. Deci sunt, sunt soluții. Dau eu una. Și cât avea asta, 20.000? Păi urmează, da, 20.000 de urmăritori. Da, da, da. Și probabil că vreo 10.000 erau de prin Sri Lanka, de pe unde. Păi, ideea asta și eu e că nu trebuie să te urmărească cei din Deva, ar trebui să te urmărească cei din afară ca să vadă Deva deci frumoasă. Deci vă dau eu una, cu 5.000 vă dau, uite, vă spun acum. Deci, astea au fost detaliile de achiziție referitoare la cele trei pagini, care în urma presiunii publice s-au anulat. A spus cu celebra greșeală, să leagă și acolo niște chestiuni urâte, în sensul că directorul, persoana care era director în compania care câștigase licitațiile, lucra și în cadrul SPIGM și, mă rog, nu foarte cu șer ce s-a întâmplat acolo. Și revin la luminițele de Crăciun, unde lucrarea a fost, sau mă rog, achiziția a fost adjudecată de către o companie cu sediu în Timișoara, cu un istoric foarte, foarte bogat, l-am expus pe pagina mea, în care se văd niște legături foarte ciudate între firma care a făcut, care a adjudecat această licitație, cu firma care a adjudecat inițial licitația pentru pagini media, cu o companie de televiziune locală și așa mai departe, toate legate între ele și toate duc... Adică legate prin ce? Prin administratori? Prin administratori, da. Prin adică personaje care au fost în acționariatul firmelor, care au administrat, care... Ia uite, să și vede aici, firme active conectate de direct, Mediazone 1HD, Scottish Civil and Industrial Management, acestea ele sunt legate și apar sub diverse... Adică au aceeași acționarie... Mă rog, da, teoretic deci, poate nu e nimic legal aici. Dar eu v-am spus chestia asta, nu e absolut nimic ilegal. Nu poți să spui, domnule, e ilegal ce-a făcut. Că are un iz de mucegai, asta e altceva. Acest contract, pentru că Scottish n-avea, dacă vă uitați în toată desfășurarea asta, o să vedeți că n-are activitate, n-are istoric ca să poată să contracteze o astfel de achiziție, de lucrare, iluminat, au venit susținuți de o altă firmă celebră. Are angajați, nici nu văd aici. Păi, nu știu dacă în rapoartele astea se vede, Că mie mi se pare ciudat când câștigă câte o firmă din asta care nu are niciun angajat sau are doi angajați, păi, și el câștigă, vedeți, de exemplu, telecabina, vedeți, de la Deva. O să vedeți mai departe, că ajungem și acolo, o să regăsim firma asta și acolo. Și o firmă aceeași firmă care își ia un cod CAEN după ce se anunță, după ce se lansează licitația și vine în asociere cu o cotă parte foarte, foarte mare în acel contract. Până la urmă s-a anulat și acest contract, această licitație, nu s-a mai adjudecat, dar... Faptul că s-a renunțat la cei 500.000 de lei a fi cheltuiți pe ornamente de Crăciun, s-au cheltuit altfel. Deci, până la urmă, tot avem brăduleți de Crăciun și... Am avut niște brăduleți de Crăciun. O să ajungem și acolo. Da, vă rog. Mergem mai departe. Am avut achiziția pentru licitația pentru modernizarea acestui de societate. Ok. Acolo regăsim din nou aceeași firmă Scottish, nu știu cum, care își adaugă cod CAEN pentru lucrări de construcții după ce s-a lansat licitația și vine totuși în asociere cu un procent important, 22%, adică aproximativ 706.000 de euro, în condițiile în care ei n-au experiență, n-au oameni, n-au utilaje, n-au nimic. Ce-ar fi putut să facă de banii aia? Nu știu. Întâmplător. Deci nici portofoliu nu există? Nu. Păi de unde? Dacă ei atunci și-au luat CAEN pentru lucrări de construcții. Și ce trebuia să facă? Să? Nu știm ce avea. Dar cert e că în aceea zi în care au apărut, eu am afișat aceste informații, licitația s-a anulat pentru că concernul de firme care au venit în licitație au venit cu un preț mai mare decât cel afișat pe SICA. Aici mai e un aspect, în asociere se vede că este un prinț și în direcția asta, în asociere apare o firmă
care s-a ocupat de întocmirea documentației într-un contract separat. A luat 100 și ceva de mii de lei pentru a întocmi documentația de licitație și implicit să stabilească prețul, iar acea firmă se regăsește în asociere și vin cu un preț mai mare pe urmă licitație. E cumva absurd. Aia înseamnă deci, că... fac documentația pentru licitație, aia înseamnă... e 1 miliard de lei vechi. Așa, 100 și 117 mii. Aia înseamnă că nu și-au făcut bine treaba, banii au fost plătiți degeaba. Că altfel nu-mi explic. Cum poți, la o lună după ce ai făcut evaluarea, ai stabilit valoarea licitației... Deci, oamenii și-au luat oricum 1 miliard. Și-au luat 1 miliard, da. Așa. Pentru prestația asta. Și pe urmă au venit în asociere, perfect legal de altfel, în singura asociere care a și licitat. În respectiv, aia a fost anulată. Și au venit cu preț mai mare decât cel stabilit. Da, s-a anulat. Da, dar cu miliardul au rămas. Cu miliardul au rămas, da. Revenim la banii cheltuiți pentru iluminatul de sărbători. S-au anulat cei 500 de mii de lei. Păi na, s-a anulat acea lucrare, dar asta nu înseamnă că nu se cheltuiesc altfel. Am avut acea afișare de brăduleți ornamentali. Aveți și acolo niște printuri tot din SICAP. S-au închiriat niște brăduleți. Una dintre firmele pe care o să le regăsim în următoarea... 132.600 de lei? Da, sau... Pe ce? Pentru închirierea 34 de conuri luminoase cu înălțimea deci de 3 metri, așa, că mă doare respectiv 3.900 de lei pe bucată, închirierea pe... calculele, da, deja. 3.900 de lei pe bucată, chirie pe 60 de zile. Deci 39-40 de milioane pentru 60 de zile în pe chiriere. Bucată. Închiriere. Dacă ar fi să închiriem o garsonieră de bani, ăștia, probabil că am închiriat-o pe 4 luni, o garsonieră. Da? Da, nu știu. Ăștia s-au dus, i-am văzut prin oraș, există și o fotografie cu ei acolo, dar nu neapărat asta e... Care dintre ei sunt? Păi amici, de acolo din față. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au fost 34, bun, sunt împrăștiați prin oraș, prin sensul deci, de giratorii. Deci chestia aia mică, domnul meu, amintită-l aia, acum să-mi fie cu iertare, I love Deva, foarte bine. Dar asta e o poză făcută, asta e aranjată poza, inclusiv cu... Există, nu. Asta nu e o... Bun, e aranjată în sensul de că culoare, e cosmetizată, de... e altceva. E cosmetizată. Brăduții au fost, nu știu dacă încă mai există, cred că da, că ar trebui să și fie și vă spun de ce, la brăduții aia, dacă mă duc ziua lângă ei și mă uit, ăia sunt niște sârme. Da, un cadru din... la bandă subțire sau cea de genul ăsta pe care îmbrăcate au spirală din luminițe. Niște da. Instalații chinezești de pe nu știu unde. Exact, da. Păi și ăla e 40 de milioane chirie? Da. Păi cu 40 de milioane faci? Păi eu ce vă zic? Ca atare vine și o confirmare a faptului că aceste prețuri sunt aiurea, pentru că aceeași administrație închiriază un brad de 11 metri înălțime, cred că aveți acolo o fotografie, îi pus între cei 4 și 4 se montează un brad de 11 metri înălțime care e cu 2000 de lei chiria lui. 44, nu-l văd. Acum nu, păi nu, în poza asta nu e, vedeți că aveți, trebuie să aveți acolo la numărul 8. Am înțeles, până-l caută, deci 11 metri înălțime. Da, și închiriat cu 2000 de lei. Tot pe 40 de zile. Nu știu durata, că nu e specificată în SICAP, dar presupun că sunt tot 60 de zile dacă ceilalți au avut asta e brad. 60 de zile. Ornamente, da. Mă rog, da. Așa, 2000 de lei. Hai să vedem, găsim și poza? Avem și poza? Lighting. Nu mai știu dacă ar trebui să fie o poză acolo în fișier, dacă nu e, înseamnă că e doar pe pagina mea. E un brad, într-adevăr, de 11 metri înălțime, adică de aproape 4 ori mai înalt decât brăduții aia cu 3900. Lucrurile... Bradul din ce e? Din plastic? Din ce? Nu, e același sistem, un cadru metalic pe care sunt puse beculețele astea. Păi și ăla de 11 metri cu ăla de 1 metru și ceva sau 2 metri? Neînțelese sunt căile achizițiilor publice. La Deva? La Deva. Aia, și nu numai, mai sunt și prin țara. Da. Da, mă rog. Ați văzut de la cine a fost achiziționat, regăsim aceeași MK Illumination care apărea ca susținător în cazul lucrărilor de iluminat de sărbători, licitația anulată. În fine, mai e o discuție, avem un achiziții majore pe spații verzi, făcute de către SPIGM. Aveți acolo firme cu care se ocupă cu zone verzi, sunt 5 firme, toate din zona Bradului, care au același acționariat și care
prestează prin rotație servicii de furnizare, elemente de vegetație sau nu știu cum să le spun, către primăria Deva. Ce vegetație? Domnule, floricele, copăcei, etc. etc. Păi și unde sunt brazia, brazia, uite aici. Aici sunt 4, a 5-a n-am mai... Nu văd prețurile până la monitor, nu, nu sunt prețuri, sunt bugete, bugete derulate până la un punct. Și la aceste 4 firme, dacă vedeți administratorii se, sau asociații se regăsesc între, se rotesc între ei, nu văd nicio logică pentru care... Pentru imagine. Nu văd nicio logică pentru care doi administratori înființează două firme în aceea zi și ce respectivele firme prestează deci pentru în aceeași zi două firme. Da, e vorba de Unifarm și Hyperflora, înființate în aceeași zi cu aceiași administratori. Unifarm? Și care unii nu Unifarm. Dacă nu știu ce am scris aici, am scris cred că așa, de nicio nu mai știam că se ocupă cu altceva. Așa. Și mai la cele patru se adaugă Wellplant, firma care închiriasă acei brăduți ornamentali cu celebra sumă și care la rândul lor deja au 587.000 de lei derulați cu primăria în servicii de genul ăsta. 587, adică 587 deci, 587.000 de lei. Și asta înseamnă 5 miliarde 5 miliarde 800. Da. Practic pe două firmele au apărut undeva în 2018 și se apropie în curând toate la pachet de 1 milion de euro rulaj cu primăria Deva. Foarte tare managementul firmelor. Da. Îi felicit pe manager. Așa e. Și pe urmă sunt o grămadă de chestiuni care sunt ciudate și de neînțeles pentru publicul larg, nici n-au fost explicate, doar niște explicații așa să scăpăm, să bifăm și chestia asta, gen, n-am înțeles de ce Deva a cedat clădirea de postului de noapte către Consiliul Județean, o clădire și teren care au valoare contabilă de 2 milioane jumate de lei, au fost pur și simplu cedate gratuit către Consiliul Județean, iar în momentul ăsta oamenii străzii dorm pe stradă pentru că Deva nu mai are un adăpost public pentru oamenii fără adăpost. Vorbim de lucrările de la terenul de fotbal, terenul principal de fotbal de la stadionul Cetate, care durează tehnice de un an de zile și arată mult, mult mai rău și pe pagina mea se regăsesc fotografii. Deci am văzut o chestie cu, vorbind de pista aia de alergare și de terenul umplut de apă. De teren, pista e un contract separat, dar vorbesc de teren. Teren adică l-au rupt. Da, terenul. Stați un pic, dacă e și mai rupt de atât, pentru că vorbim de refacerea tribunei, care a fost împărțită în trei contracte, de montare scaune, montare 1000 de scaune, montare 1000 de scaune. Așa adică, se fac lucrurile. Adică, dacă erau când făcute, ai o lucrare, trebuie să o licitezi. Cele trei contracte au fost câștigate de aceeași firmă. Întâmplător. Am înțeles, da. Dar ideea e că a fost probabil prin achiziție directă, nu? Păi da. Dacă nu se spărgeau, era că o sumă nu suficient de mare ca să trebuia să licitate. Era o sumă mult mai mare care trebuia licitată și putea câștiga cine nu trebuie. Exact, da. Adică e și asta o variantă, nu? Oricum asta e o practică pe la primării să rupă lucrurile. Da, adică, asta... Până la urmă, numai puțin. Deci vorbim acolo de un teren de fotbal. A fost licitată suprafața terenului de fotbal, da? Amenajarea ei. A fost licitată pista de atletism de lângă, care e la 2 metri de terenul de fotbal. A fost licitat terenul 2. A fost licitat terenul 2. Și reabilitarea tribună. Și reabilitarea tribună, care reabilitarea tribună a fost ruptă în 3. Asta e cea mai stridentă. Faptul că demontare scaune e o achiziție, montare, achiziție și montare 1000 de scaune e o achiziție și încă 1000 de scaune e o altă achiziție. Deci păi asta... cine monta scaunele alea nu putea, deci nu putea să facă lucrarea la pachet, că adică da. Eu mă duc dar cu șurubelnițe și demontez 1000 de scaune, da? Ăla... Și mi-am luat banii, după care vine altul care cumpără scaune și le montează și și-a banii. Nu cumpără 1000, și după mai vine încă unul care, mai vine încă unul care le montează. Dar ei sunt băi, aceleași. Frate. Dacă erau toate trei grupate, se atingea o valoare care trebuia licitată. Litrea, da, cu ofertă, cu alea. Cu... Și de asta, terenul arată, de exemplu, terenul de fotbal arată mult mai rău decât era înainte, în condițiile în care tu ai refăcut terenul ca să-i faci un strat drenant performant. Drenant. Și el e plin de apă. Am văzut fotografii. Da, el e plin de apă. Avem? Nu. N-avem. Nu. Asta mă deranjează pe mine cel mai tare. Dacă tot cheltuim... Deci băltea apă acolo pe terenul. Hai să terenul cheltuim în așa fel încât să fie cu folos tuturor. Bună, pista aia de atletism e asfaltată? Ce-au pus pe ea? Am văzut că o asfaltă... Nu cunosc detaliile tehnice, înțeleg că e una dintre cele mai performante tipuri de piste de alergare și o să fim plini de competiții, că fapt care vor aduce o grămadă de vizitatori în Deva și o să Horeca o să duduie, dar asta e alt aspect. Tehnic vorbind, am văzut că s-a asfaltat. Probabil că peste acel asfalt se va pune
stratul ăla de care va constitui suprafața de alergare. Nu cunosc detalii tehnice pentru că, transparenți cum suntem, nu dăm și detalii. Domnul Amititelor, dumneavoastră este cetățean al DV, eu nu. Spuneți-mi și mie că tot aud povestea asta cu Deva frumoasă, Deva turistică, Deva... Nu, ce să facă, domnule, turistul în Deva? Că stăteam o dată la mall, mă dusesem și eu cu fiica mea și m-am oprit pe terasă la cafea, că n-am răbdare prin magazine și s-a dus singur așa. Întâmplător, ocupasem singur o masă de patru, mai veniseră doi și mi-a cerut voie omul să stea. Sigur că da, soția lui a plecat în magazin, am intrat în vorbă, am aflat că erau de pe la, nu știu, din partea de sud a țării, de undeva, destul de departe, era o trecere. Și ce domnule, zice, ce să facem undeva? Că zice, stăm de două zile aici, nu știu, păi zic, ați fost, ați văzut cetate, domnule, ce aia o văd în 15 minute și mă sui până acolo și nu văd nimic, de fapt, că ce văd. Și nu mai știu dacă mergea telecabina sau nu, zic, altceva ce să văd undeva? Zic, nu știu, că nu sunt de vea. Adică n-am vrut să o dau chiar așa. Deci, tot o dăm cu Deva turistică, ochiul turistului, ochiul și ce ochiul turistului, dacă turistul vede molinița pe biserică, îmi lasă 50.000 de euro în bugetul Devei, adică cheltuiește sau face, nu știu ce. Să fii ați văzut vreun plan asta serios de dezvoltare durabilă a orașului? Ați văzut o strategie de dezvoltare a orașului? Păi parcă era o pancardă cu strategia, nu știu ce, acolo. O strategie integrată. Ați văzut ce? Noi nu avem turiști, noi avem vizitatori. Exact din motivul pentru care oamenii spuneți, în tranzit, nu au ce să facă. Trec prin Deva, hai să vedem și cetatea, plecăm. Deci sunt autocare care opresc acolo la poalele exact cetății, nu ai cu urcă, ce să îi reții aici. Nu ai nimic construit în sensul ăsta, construit în sensul de realizat. Ca să poți să oferi ceva omului ca să rămână în Deva câteva zile, să doarmă, să mănânce în Deva. Bun, acum ca să încheiem două minute maxim, am înțeles că nici Casa de Cultură nu mai avem. Sau, mă rog, personal la Casa de Cultură. Nu știu. La de câte ori a zăpăcit organigrama și a dat și a reinstaurat în funcții, nu știu ce avem și ce nu avem. Și am văzut doar că se achiziționează servicii de asistență juridică, deși noi avem juriști în primărie. Deci e foarte, foarte nu ar fi suficient haotic de bine, totul. Nu știu. Care ar fi concluzia, domnule Amititele? Concluzia? Ce am spus și în preambul. Nu pot să accept afirmații de genul nu putem face nimic în Deva pentru că nu avem bani. Atâta timp cât realitatea ne arată altceva, sunt bani, dar sunt cheltuiți în direcții care nu ajută sub nicio formă orașul. De ce? De ce sunt cheltuiți în direcțiile astea? Îi prefer să spun că din neștiință. Vreți să fiți elegant? Asta pot eu să spun acum. În lipsă de alte date certe, ar însemna niște acuze fără fond și domnul nu pot să fac astfel. Când cineva încasează niște bani, se cheamă că a câștigat, nu? Așa cum ați spus, dacă au manageri deștepți, câștigă. Băieții deștepți, iată, băieții deștepți. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Poate ne vom mai vedea și la alte oricând, emisiuni. Oricând, cu mare plăcere. Ce le transmiteți celor care se uită la noastră în calitate de activist civic? De ce două lucruri. La cameră, mă rog. Două lucruri. Una dintre ultimele acuze care mi se aduc, pe lângă faptul că mi se spune că fac treaba asta de ciudă, de frustrare, da, că frustrat, așa, mi se spune, băi, ceea ce faci tu ajută PSD-ul, concurența politică. Deci tu, practic, te-ai transformat. Eu cred că aici nu vorbim de partid. Păi asta e acuzația care mi se aduce frecvent în ultima perioadă, te-ai transformat în agent electoral al celorlalți. Nu, nu fac chestia asta în folosul niciunui partid. Singurul scop al acțiunilor mele e ca cetățenii Devei să vadă modul în care le sunt cheltuiți banii și în al doilea rând vă rog să aveți încredere în ceea ce vă spun, pentru că nu, ceea ce spun eu nu e invenție, sunt întotdeauna susținute de documente și de dovezi palpabile. Nu e absolut nimic inventat, tocmai pentru că nu ăsta e scopul. N-am o răfuială personală cu nimeni, nu am un interes politic ascuns ca să mă determine să fac astfel de lucruri.
promit că mă opresc în momentul în care încetează și astfel de, de cheltuieli care nu au legătură practic cu bunăstarea orașului nostru. Păi acum pe cine să creadă, domnul Mititeloae, lumea? Pe un activist civic sau pe primar? Ne dus la biserică. Ne dus la biserică, așa e. Da, să mai mergeți pe la biserică, domnul, să pupați niște moaște, ceva. Că poate atunci e ok. Faceți și niște temenele și mai pupați și vreo trei babe, că astea le unge la suflet. Asta e... Și când ieșiți, adunați gașca de cercetori în jurul dumneavoastră și dați-le câte ceva, că e foarte cool. Mă rog, dacă în asta stă destoinicia, cred că e destul de discutabilă destoinicia asta. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, stimați telespectatori. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bune, numai bine.